Paul Pintilie și-a început activitatea în această disciplină sportivă în anul 1983 la Piatra Neamț, iar de atunci a format și creat numeroși campioni naționali, europeni și mondiali. Sunt două diplome mai specifice, pentru că 6 de ani înseamnă și Han, un grad mare în artele marțiale. Au mai fost acordate graduri similare la 3 români și cred că în jur de 10 persoane din Europa au fost acordate aceste grade. Ca o concluzie, examenul de 6 de ani se acordă pentru merite deosebite în dezvoltarea... Este maximul? Nu este maximul. Ca o completare așa, maximul este 10 de ani. Nu are voie să aibă 10 de ani decât cel care îndemeia stilul sau cel care conduce școala în momentul ăsta. Asta este sensei Vladimir Iorga, o să vedeți că este semnătura lui și scrie, titlul este Disoche, conducătorul unei mișcări puternice. Este 10 de ani. Sub el nu poate să aibă nimeni mai mult din 9 de ani, dar ca să vă dau un exemplu în România, și sunt câteva mii de practicanți de arte marțiale, sute de antrenori sunt, pentru că s-a dezvoltat foarte mult arte marțiale, nu este la ora actuală niciun antrenor cu 9, un sensei cu 9 de ani sau un shihan sau un maestru sau cu 8 de ani. Paul Pintilie este și antrenor coordonator al lotului național, iar la europenele de la Napoli a fost și arbitru. Mi s-a dat un certificat, îl aveam, s-a renoit certificatul, deci sunt arbitru pe toate formele, pe toate probele. Mai mult de atât, am fost cansa, am fost șeful unei suprafeții de arbitraj și ca un lucru care ne măgulește pe noi, cei din România, din 8 suprafeții, 5 cansa, 5 suprafeții au fost români și au venit mult să arbitri noi. Am ținut cursul de arbitraj. Am făcut înainte o zi întreagă standardizare la arbitraj, două reprize de câte 3 ore. Arbitrii, ca oricine, trebuie să-și reînnoiască cum ești la fotbal, să dai niște examene, sunt examene tehnice, sunt examene practice în care ții arbitrajul. E foarte greu să stăpânești cei 6 arbitri care sunt din țări diferite. Următorul concurs major pentru sportivii de la CSE Ceahlăul Caminarii Piatra Neamț vor fi campionatele mondiale de karate tradițional, care în acest an se vor desfășura la Sochi, în Rusia.